În această perioadă, polițiștii structurilor de ordine publică, polițiștii rutieri, cei de siguranță școlară și de prevenire a criminalității acționează în sistem integrat pentru crearea unui climat optim de siguranță în zona unităților de învățământ preuniversitar din județ. Polițiștii, alături de celelalte forțe de ordine, acționează pentru prevenirea oricăror evenimente nedorite, pentru evitarea producerii unor accidente rutiere în care pot fi implicați elevii în contextul deplasării spre școală sau spre locuințele lor. Totodată, împreună cu structura de prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, cadrele Biroului Siguranță Școlară desfășoară în această perioadă activități de informare a elevilor de liceu cu privire la respectarea conduitei în incinta unităților de învățământ a regulamentului școlar, discutând cu aceștia despre fenomenul violenței în școli, a bullying-ului și a unor aspecte de educație rutieră. În această săptămână, polițiștii Biroului Siguranță Școlară s-au aflat în mai multe licee din municipiile Deva, Orăștie și Hunedoara, unde au dezbătut cu elevii și aspecte legate de răspunderea penală a minorilor și au prezentat regulile de circulație pe drumurile publice pentru prevenirea accidentelor rutiere cu implicarea elevilor. Polițiștii Biroului Siguranță Școlară se află zilnic în unitățile de învățământ, desfășurând activități de instruire și prevenire a elevilor, atât pe violență școlară, cât și pentru promovarea conduitei preventive în trafic și respectarea regulilor de circulație pentru a preveni orice fel de accident în jurul unităților de învățământ. De asemenea, polițiștii mereu poartă discuții cu directorii legate de siguranța în unitățile de învățământ, sprijinind astfel și structurile de ordine publică și de poliție rutieră în măsurile de prevenire și siguranță mediul școlar. În acțiunile lor preventive, polițiștii hunedoreni au făcut informări către elevi și cadre didactice legate de respectarea normelor generale de limitare a răspândirii virusului COVID-19.